Dragi cetățeni, astăzi vom vorbi despre Iluminatul Public din Stănic Moldova. Când am ajuns la primărie, am constatat că niciun corp de iluminat din localitatea noastră nu este în proprietatea primăriei. Respectiv, exista un contract de delegare de gestiune, nu știu ce gestiune, dar exista, aprobat de Consiliul Local, prin care societatea Util Prest avea. Electric, un electrician sau doi și întrețineau această rețea. Erau costuri foarte mari, atât pe întreținere, dar în special pe consumul de iluminat public. Dacă vă amintiți bine, acum patru ani erau cât, câteva zone foarte bine iluminate îți dădeai seama dacă persoana respectivă este o persoană influentă în localitate după intensitatea becului de la poartă. Erau becuri și de 250 de vați și de 400 de vați la unele persoane în față. Văzând acest lucru, a trebuit să parcurgem niște pași uh, Importanți, odată să ne achităm datoriile, că aveam datorii și la curentul electric, aveam datorii și la util prest pentru întreținerea iluminatului, dar imediat am luat măsura să preluăm aceste corpuri de iluminat de la uh, proprietarul uh, Del Gas Grid și astfel în 2017 deja le-am preluat pe cele de pe stâlpii în comun. Mă refer la uh, corpurile de iluminat de pe valea Stănicului și axul principal până la camping. Imediat după ce am preluat aceste becuri în decembrie 2018 am reușit să schimbăm 70% din iluminat, respectiv toată valea Slănicului a fost uh, iluminată cu becuri cu LED și s-a schimbat total confortul de circulație și confortul de lucru pe perioada de noapte. În 2019, la început, am reușit să schimbăm și celelalte lămpi, în așa fel încât la momentul acesta toate corpurile de iluminat de pe Valea Slănicului și din stațiune, care sunt pe stâlpi în comun, sunt cu LED, corpuri cu consum redus și pentru ca dumneavoastră să știți, la momentul acesta, s-a dublat numărul de corpuri de iluminat, pentru că erau foarte multe zone unde nu funcționau sau nu existau corpuri de iluminat și consumul încă nu a ajuns la nivelul consumului de acum 4 ani. Respectiv facem o economie substanțială și din acest lucru. Despre corpurile de iluminat din parcul central, de la primăria Stănic la Deal și o parte din oraș, printre blocuri, acolo din nou, am făcut demersul la cei de la uh, Del Gas Grid să preluăm rețeaua, pentru că nu era în proprietatea primăriei. Am avut prima dată o ofertă de. Uh, acele corpuri au fost instalate în anii 2010, dar fără uh, 2001-2002, mă scuzați, fără nu 2010, înainte ca să ajungă cineva la primărie care se lăuda că le-a le sponsorizat dumnealui. O minciună sfruntată, pentru că ele au fost instalate de către uh, Electrica, la vremea aceea nu era o societate privatizată, și toate acestea costau uh, 12 miliarde și ceva de lei vechi, 1.200.000. Și ei ne-au spus să le preluăm la suma de uh, 400 și ceva de mii de ron. Nu am reușit. Nu, nici nu aveam banii, dar nici nu, nu, nu reușeam la momentul acela să facem acest lucru și atunci acest lucru s-a întâmplat în 2018 când, după negocieri succesive, am reușit să avem, să plătim doar 25.000 de roni adică foarte puțin și am preluat toate corpurile de iluminat și acele ornamentale și rețeaua aferentă subterană, toate cablurile care au fost obiectul proiectului din 2000, 2001. În acest sens, la momentul acesta, toate aceste corpuri sunt în proprietatea noastră, am înlocuit becurile, toate becurile din parc și de, din, de pe lângă, din fața primăriei, sunt cu LED, și reușim să facem o economie din punctul acesta de vedere. De asemenea, din 2019 funcționează niște automate de aprindere speciale, programabile, cu baterii pentru că înainte, dacă se lua curent o jumătate de oră, se decala și ceasul și toate celelalte se duceau uh, către multă manoperă, trebuia să trimitem omul să regleze din nou ceasul. Acum ele funcționează automat și sper că dumneavoastră vedeți că s-au îmbunătățit substanțial confortul și lumina din stănii Moldova, respectiv trăim în lumină față de întunericul pe care îl aveam mai de mult.